Biserica Sfântul Andrei din cartierul Burdujeni își sărbătorește luni 30 noiembrie hramul. Lăcașul de cult a fost construit între anii 1992-1997 pe un teren inițial propus construirii unui cinematograf, iar ulterior, în perioada de după Revoluție, sub mari presiuni, propus pentru construirea unei biserici pentru un alt cult. În anul 1997 de sărbătoarea Sfântului Andrei, înalt preasfințitul arhiepiscop Pimen a săvârșit ritualul de sfințire a Sfintei Mese pentru a se putea oficia de acum înainte slujbele bisericii. Cu această ocazie a fost hirotonit într-un preot diaconul Modest Boiciuc și au fost hirotesiți într-un iconom Stavrofor preoții Ilie, Husarciuc și Ioan Hrecinic. Între anii 1999 și 2002 s-au realizat lucrările de pictură în tehnica fresco de către reputatul profesor Dan Gogu, pictor de categoria 1-a din București. Munca și jertfa mai sus menționate au fost finalizate și și-au găsit împlinirea în data de 18 august 2002, când înalt preasfințitul Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit ritualul sfințirii întregii biserici. După sfințire, slujitorii bisericii s-au străduit să împlinească și construirea bisericii celei vii, comunitatea parohiei. Astfel s-au purces la săvârșirea unui program liturgic intens prin oficierea zilnică a Dumnezeieștii Liturghii, însoțită de laudele bisericii și de săvârșirea sfintelor taine. Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miru, ești. Doamne, viața noastră, Hristos Dumnezeu, să o dăm.